Oh, hello, hello. După cum puteți vedea, am schimbat un pic setup-ul. Nikon de 3100. Bine, mi l-am luat din service, pentru că l-am avut de ceva timp, dar a fost stricat. Și acum o să continuăm seria de vloguri cu o calitate mult mai bună. Urmează să cumpăr și un microfon, să audă și mai bine. Ce nu-mi place mie, în special la camera asta, este că nu poți să vezi ce filmezi. Dar calitatea este foarte bună, calitatea imaginii și a sunetului. În cadre de genul ăsta le mai pot trage de câteva ori, dar e greu când ești la cadre din alea unice și nu le poți vedea. Hai să vedem ce a ieșit, dacă o bag pe asta în vlog sau mai înregistrez una. Da, adică n-ai luat? Da. Oh, bravo, mă, bravo. Păi nu mă la biochimie, mă. Da, așa mă la fără. Biochimie. A, mă, că e ok, hai, adică... A, mă, că e frumos acolo. Vii la da, mine. Mă, vii la mine la meditații. Oh, perfect, așa facem. Plătești bine? Plătești bine? Da, puteam să vă dau o bani azi, am luat și amendă. Oh, ce amendă? La RATB. Normal. Bravo, mă, Cosmin. Unde mergem acum? Mergem la Deutsche Kneipe, la Seara Rusească. Aici undeva în Dorobanți. Noi știm restaurantul de foarte mult timp, e un restaurant foarte bun, dar n-am fost niciodată la Seara Rusească. Și chiar mi s-a părut interesant așa o seară rusească într-un restaurant german în România, în București. Interesant, nu? Nu? Da. Așa, dacă și ea a zis că e interesant, atunci ar trebui să fie. Maica mea acum încearcă să găsesc un loc de parcare aici. E extraordinar de greu cu locurile de parcare la ora asta, e undeva la 6:30, cam așa. Și încă încearcă să caut un loc de parcare. Stau, cred că, de 5 minute aici și o aștept. Așteptăm ce să facem. Când am intrat la dietă. Și aici ce avem, Alin? Blini. Aha. Deci asta este un mes cu blini și înseamnă ce? Înseamnă clătită cu litre roșii. Înseamnă ceea ce vrei. Cu icre roșii și vedem mai încolo. Și brânză... Trișchel. Fripsch. Cum vrei tu, nu? Cum vreau eu. Să jurești.
тихо прильну, осторожно и бережно, тронул струну, и она отзовется, сосыв на звеня, добротою наполни тебя и меня. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, ой, гитарная струна. Я гитару настрою на лирический лад, и знакомой тропинкой уйду к звездопад. Будь счастливой, как песня, прошу я ее, и гитара взорвется, как сердце мое. От зари до зари, от темна до темна, о любви говори, твой гитарная струна. Ce s-a întâmplat astăzi aici? În seara aceasta am avut o seară, eu zic, perfectă, frumoasă, interesantă. Am făcut o seară rusească. Fac în colaborare cu restaurantul de Ceanave serate diferite, unde încercăm să aducem o bucătărie care nu este neapărat prezentată la o latură mai mare în București. În seara aceasta special vorbim despre seara rusească. Părinții mei sunt ruși, așa că sunt chiar de acolo și știu despre ce vorbesc. Am elaborat meniu și am gătit împreună cu echipa din Deutsche Küche. Eu sper că ai filmat tot ce am făcut astăzi. Da, este un meniu autentic rusesc, care să prezentăm aici, din cauza că nu prea găsiți mâncare rusească. Da, așa e. Așa e. Chiar mă gândeam acum câteva zile că sunt o felul de restaurante din astea libaneze și turcești și așa, dar rusești nu prea, dar nu prea am văzut. Și din bucătăria rusească nu prea am avut șansa să gust până acum. Dar m-am rămas plăcut impresionat. Și Alexandra și cântă, am spus mai departe. Da, de când? Da. E un hobby așa, nu? Nu știu ce să spun, vezi că la mine, într-adevăr, ce numesc eu hobby, la un moment dat se transformă în ceva mai mare, că și la cântării am început ca și un hobby, dar pe care am reușit să particip la master și la mania și am ajuns destul de departe, spre mirarea mea. Înseamnă că a fost bine, după care, ca și experiența de gătit, am gestionat un restaurant, apropo rusesc, care nu mai există, din păcate, altfel vă invitam acolo. Ceea ce este legat de activitatea mea artistică, eu sunt și am fost dansatoare, coregraf, în Republica Moldova, nu știu, mai multă lume probabil mă cunoaște și odată în știi că dansul înseamnă performanță și înseamnă, întotdeauna noi ziceam, să fim universali noi. Și din cauza aceasta, la un moment dat, am vrut să facem un musical și am intrat la școala muzicală, unde am descoperit că îmi place să cânt și pasiunea, da. Și uite, acum sunt pe cale și încerc să fac diferite lucruri. Cred că eu deja am făcut ceva, dar urmează mai multe. Așa că eu pot să spun că eu sunt fericită și hai să mă laud cu asta, din cauza că eu reușesc să fac ceea ce îmi place. Da.
și în același timp să câștig existența prin asta. Eu cred că este un mare lucru și mă bucur pentru mine și vă doresc la fel. Am terminat cu seara rusească. A fost o seară super frumoasă. Am mâncat niște chestii super interesante. Bucătăria rusească foarte mișto, adică deși aveam câteva percepții, pot să spun greșite despre bruși, na, acum mi s-a schimbat percepția după seara asta, așa cum a mai spus cineva de acolo din restaurant. Pe bulevardul ăsta am căzut eu acum o săptămână și mi-a spart nasul, așa că acum trebuie să fiu atent la gheață. Da, mulțumim Alexandra, mulțumim Doi Cic Maiet, a fost super frumos. Vă salut Andrei Mușat, cu mult respect și onoare. Dăm stop la vlog și ne vedem data viitoare. Pa! Așa, dacă vrei să dai subscribe, nu uita să apeși pe bulina asta de aici. Dacă vrei să vezi ultimul meu videoclip, pe care l-am postat acum câteva zile, chiar aici. Și un videoclip despre care YouTube îți spune că este potrivit, se află chiar aici. Adă, mersi!